Eu salut, sunt Cris și bine ați revenit la un nou vlog. În acest vlog, alături de gazda voastră, Peter Cristina Andreea, adică eu, vom găti paste carbonara. Țin să menționez că aceste paste sunt felul meu favorit de mâncare, așa că vom găti. Iar voi veți sta să vedeți ce trebuie să faceți pentru a găti aceste paste carbonara, ce ingrediente trebuie să aveți. Pentru a găti paste carbonara avem nevoie de parmezan, ouă, bacon, spaghete, usturoi, smântână și ulei de măsline. Aș vrea să vă spun că aceste ingrediente le găsiți fie la Lidl, fie la Selgros sau la Kaufland, la toate magazinele le puteți găsi. De exemplu, eu parmezanul l-am luat de la Selgros, baconul l-am luat de la Lidl, ouăle sunt de casă și uleiul de măsline parcă l-am luat de la Kaufland, nu mai știu sigur. Dar doar v-am spus că puteți găsi aceste ingrediente la orice magazin. Am pus deja paste de la fiert și le mestecăm cu o lingură de lemn pentru a nu se lega de fundul oalei. Acum vom tăia baconul în cubulețe. Și partea grasă de a bacon, deoarece va lăsa ulei și va fi foarte gustos. Aici am tăiat baconul, cam atât trebuie să tăiați și voi. Iar acum va trebui să spargem ouăle, să punem sare și piper și smântână. Acum spargem ouăle. Vom lăsa să se scurgă bine. Și al doilea ou. Și aici lăsăm tot să se scurgă bine. Acum vom bate ouăle. Și apoi vom pune sare și piper. Iar după aceea smântână. Acum vom pune sare și piper. Acum vom pune smântâna. E foarte important să punem smântână, deoarece dă savoare pastei. Foarte gustos dacă pui smântână. Acum călim usturoiul și în uleiul de măsline. Acum vom pune baconul. Și vom căli și pe acesta. Acum trebuie să puneți și parmezan. Și acum amestecăm toată compoziția. Acum punem compoziția peste bacon, pentru că este mare deja aici. Apoi amestecăm. După ce am turnat compoziția peste baconul călit, amestecăm frumos. E important să amestecăm ca să nu se prindă. Deci așa arată ce am gătit eu.
Acesta este rezultatul. Eu am gătit paste carbonara. Acum vom pune puțin parmezan deasupra. Poftă bună! Sper din tot sufletul că v-a plăcut ce am gătit eu astăzi, rețeta mea de paste carbonara. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe, iar noi ne vom vedea data următoare cu un nou vlog. Să aveți o zi frumoasă!